Tractul gastrointestinal sau GI include gura, esofagul, stomacul, intestinul mic și intestinul gros. În tractul GI are loc digestia alimentelor. Stomacul colectează alimentele și utilizează enzime pentru a divide elementele parțial digerate în nutrienți folositori. Stomacul are trei straturi de țesut, cel mai profund stratul mucoaselor, cel de mijloc stratul muscular și ultraperiferic stratul serosal. Uneori celulele din stratul interior încep să se dezvolte rapid și haotic. Când se întâmplă acest lucru, se poate dezvolta cancerul. Cancerul stomacului se numește cancer gastric. Cancerul gastric se poate răspândi la alte straturi ale stomacului și la ganglionii limfatici din apropiere. În stadiile incipiente ale cancerului gastric, simptomele pot să includă indigestie, dureri de stomac, arsuri stomacale și pierderea apetitului. Cu cât cancerul evoluează, apar simptome ca sânge în scaun, vărsături, scădere în greutate, precum și colectarea de lichid în abdomen, numită ascită. Tratamentul și prognosticul cancerului gastric depinde de stadiul în care este diagnosticat. Etapele de cancer gastric se referă la numărul de straturi stomacale afectate și la numărul ganglionilor limfatici din apropiere, unde sunt prezente de asemenea celule canceroase. Etapa 0, cancerul începe să afecteze cel mai profund strat al mucoasei stomacale. Etapa 2, cancerul a început să pătrundă spre exterior în straturile stomacului sau poate să se extindă spre ganglionii limfatici din apropiere. Etapa a doua, cancerul s-a răspândit prin mai multe straturi ale stomacului, ganglionii limfatici mai îndepărtați pot fi afectați. Etapa a treia, cancerul s-a răspândit prin toate straturile stomacului sau afectează mai mult ganglioni limfatici îndepărtați. Etapa a patra, cancerul s-a extins în apropierea țesuturilor și organelor sau în zonele mai îndepărtate ale corpului prin intermediul sistemului limfatic. Opțiunile de tratament includ gastrectomie, eliminarea chirurgicală a unor părți ale stomacului. Alte opțiuni pot include chimioterapia, radiații sau orice combinație a acestor trei terapii. Medicul dumneavoastră este cea mai bună sursă de informare cu privire la tratamentul indicat. Este important a se discuta cu el despre terapia care, dacă este cazul, este cea mai adecvată.